Cu medalia de argint de la europenele de senioare și junioare și cu punctele aduse de la Cupa Mondială și apoi de la Naționale, sportiva de la CS Satu Mare, antrenată de Cisar Francisc, a fost desemnată sportiva anului. La mare distanță în clasament completează podiumul judoka de la CS Unio, Cristian Șereș, și Covaș Dora, antrenat de Mihai Terei. Locul 4 e împărțit de echipa de basket de la CSM Satu Mare, medaliată cu bronz în Liga Națională, și de judoka de la CS Unio, Shamel Laurent. Iar poziția 5 e revenit spadasinului Arco și Bertalan de la CS Satu Mare, campion național la senior individual și argint cu echipa tot la Națională. Urmează apoi locurile 6-10, ocupate de floretiștii Bogdan Dascălu și Bodio Beniamin de la CS Satu Mare, pregătiți de File Otila și Eva Lendel, de atletul Daniel Conț de la CS LPS Satu Mare și de judoka Mihaela Faur și Marian Halas. A fost o ședință bună, constructivă, unde am discutat punctual pe tema clasamentului sportivilor sătmăreni pe anul 2013. Până la urmă, cred că am ajuns la un numitor comun și absolut toată lumea a plecat de aici mulțumit de clasamentul întocmit de către Direcția Județeană de Sport și Tineret. Am stat și am comparat rezultatele de anul trecut cel puțin și am putea spune că oarecum, destul de puțin, dar anul 2013 a fost puțin mai slab decât anul precedent. Totuși asta nu înseamnă că nu sunt perspective pentru mai bine și că nu s-au obținut rezultate bune în 2013. În urma clasamentului tocmit de Direcția Județeană de Sport și Tineret Satu Mare, în anul 2013, la sporturile olimpice, pe locul întâi, avem pe Amalia Tătăran, iar la sporturile neolimpice îl avem pe Bortinski Otila. Așteptăm premierea sportivilor, ce va avea loc în data de 20 decembrie 2013, începând cu ora 14 la Centrul de Agrement Satu Mare, unde sunt invitați toți conducătorii structurilor sportive, sportivii, presa și toți iubitorii de sport. La sporturi neolimpice, primele două poziții le aparțin reprezentanților clubului Karate Do, Carei, Bardinski Otila și Baci Mate. În urma unei sesizări venite din partea directorului LPS, Ionel Păcurariu, șahistul Radu Doroș a urcat pe bună dreptate pe poziția a treia, devansându-i în clasament pe Neimet Nandor de la Bushido, Gheorghe Mastan de la Modelism, Daniel Pașca, Zanșin, Maria Bilana, Radio Amatorism, echipa de Golbal, Seniori, Bartok Beilo, Modelism și Bilan Loredana, Radio Amatorism. Festivitatea de premiere va avea loc vinerea viitoare, 20 decembrie, de la ora 14 la taberele școlare.